Și în această primă zi a anului 2024 putem să spunem din toată inima înaintea celuia care ne-a purtat de grijă și încă vrea să ne mai poartă un mulțumim frumos pentru toată îndurarea cu care Dumnezeu ne înconjoară. Amen. Pentru că putem să ne arătăm mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeul care ne-a mai dat și seara aceasta. Și iată-ne că ne-a ajutat să ajungem la locul de închinare aici, unde Domnul vrea să vorbească inimilor noastre. A vorbit până aici prin cântările înălțate și noi credem că Domnul poate să o facă și prin cuvântul Evangheliei. Dragii mei, înainte să citesc un cuvânt din Scriptură, trebuie să vă urez din toată inima ca acest an în care noi am intrat să fie în fiecare zi sub protecția lui Dumnezeu. Domnul să vă audă strigătele și să coboare ori de câte ori îl chemați și să se vadă în 2024 că avem un Dumnezeu mare. Am să vă citesc un cuvânt al Bibliei care atunci când Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și l-am citit de câteva ori, m-am identificat puternic cu acest cuvânt. Și acest cuvânt al Sfintelor Scripturi se găsește în Exod, capitolul 33, și voi citi de la versetul 12 până la versetul 19. Și haideți cu luarea minte și cu respect și reverență să ascultăm acest cuvânt al Bibliei care spune așa. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du-te poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine, însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume, ai căpătat trecere înaintea mea. Acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum că ți-ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, frați și surori, în această primă zi a anului 2024 stăm în fața cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, dar totodată în fața unui necunoscut în care deja am pășit. Suntem aici oameni care recunoaștem că singurul care poate totul rămâne Dumnezeu. Că singurul care ne iubește într-un mod extraordinar e Dumnezeu. Că singurul care și-a arătat îndurarea față de noi și poate să-și o mai manifeste și în anul care noi îl trăim, rămâne tot Dumnezeu. Și noi cei care suntem prezenți aici, creația lui Dumnezeu, care depindem de El întru totul, trebuie să stăm cu luarea minte la ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, să ne transmită, la lucrurile la care Dumnezeu vrea să ne facă foarte, foarte atenți. Pentru că e o realitate exprimată deja, că noi am pășit într-un necunoscut și nimeni nu știe
nici măcar ce se va întâmpla peste o oră, cu exactitate și cu certitudine. Sunt anumite lucruri pe care le bănuim sau ni le dorim să se întâmple, pentru că tot viitorul e pur și simplu în mâna lui Dumnezeu. Tot viitorul e doar în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ca omul să înțeleagă aspectul ăsta, că viitorul e în mâna lui Dumnezeu. Și că omul trebuie să se pună în brațul Domnului, acel care poate să țină, să susțină și să coordoneze fiecare clipă a vieții fiecărui om. E adevărat că suntem într-o bătălie foarte puternică între bine și rău, între viață și moarte, spiritual vorbind, între Dumnezeu și diavolul. Se dă o luptă extrem de puternică pentru sufletul omului, dar în toată lupta asta Dumnezeu a promis că El rămâne lângă cei care vor să se țină strânși legați de Dumnezeul mare, care cu atât de multă bucurie vrea să coordoneze. Și încă o dată repet, în mod cât se poate de conștient, vrea să coordoneze, să se implice, să fie acolo, să spună care e următorul pas. În dreptul inimilor și a vieților care îl aleg pe El ca suveran și ca și domn și care au puterea și curajul și în 2024 să spună: Doamne, viața mea în fiecare zi vreau să fie trăită înaintea Ta, cu Tine, pentru Tine, în fiecare zi să Te vei stunea. Nu vreau să încep într-un mod pesimist, dar permiteți-mi un moment realist al vieții, de care mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ferească și să ne păzească, să nu ne îngăduie Dumnezeu prin astfel de momente grele, dar la un moment dat când te uiți la viață din toate unghiurile, trebuie să fim și realiști că uneori viața poate să ajungă și acolo jos în vale, exact în locul unde nu-ți doresc să ajungi, exact în locul în care poate acum la începutul anului nici măcar nu poți să anticipi că vei ajunge, nici măcar nu poți să preconizezi, nici măcar nu vrem să ne gândim că poate în 2024 viața noastră va trece și printr-o vale. E adevărat, la început de an se vorbește numai de bine, tot o să fie bine, fi stari, o să avem de toate, mergem înainte. Da, asta îmi doresc. Ca să avem de toate, să ne fie bine, să sfârșim și anul 2024 fără de nicio tragedie în mijlocul comunității noastre, să putem să-i mulțumim Domnului din toată inima că El a fost acela care ne-a păzit așa în toate momentele. Dar, dragii mei, chiar dacă ceea ce exprim în această seară e cumva cu o apăsare pe inima mea, dar trebuie să vă fac atenți că se prea poate ca viața în 2024 să ajungă și undeva prin vale, prin locurile unde nu ne dorim absolut deloc. Și în momentul în care ajungi într-un moment din ăsta total nedorit, e atât de important ca viața să fie pregătită, ca trăirea să fie așa cum Dumnezeu vrea, ca să poți să ai parte de mâna întinsă a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că atunci când noi am stat cu mami la spital, la județean, la Timișoara, am stat destul de mult timp. Am ajuns acolo undeva în jurul orei 9 și ne-am întors acasă undeva în jurul orei 3 spre 4 dimineața. Cât timp au consultat-o pe mami, noi stăteam afară, eu și cu tati, și am văzut momentele alea destul de greu de privit, în care vineau oameni, vineau ambulanțe, oameni disperați, oameni a căror viața a ajuns într-o vale. Mi-a rămas în minte o soră mai mare a unui copilaș, care în momentul în care s-a dat jos din ambulanță, spuneau că e sora băiețelului, s-a dat jos din ambulanță, a intrat alergând după targa medicilor, strigând cât o ținea gura, strigând cât a putut ea: Doamne, Te rog frumos să nu ne lași.
Era strigătul acestei tinere și lumea vorbea acolo, văzându-i durerea, văzându-i strigătul, văzându-i așa momentele alea ciudate, nouă, parcă tuturor care vedeam momentele alea ne cuprindea mila, așa inevitabil, era greu de privit. Și fata asta, copilașul era lovit, căzut de pe undeva, era lovit, se vedea că era așa cu fața tumefiată și la un moment dat un medic împingeau de targa aia care făcea zgomotul ăla pe rampa care urca spre urgență și fata asta în spatele lor striga cât putea ea: Doamne, te rog să nu ne lași! La un moment dat noi am stat acolo. Am așteptat așa în liniște verdictul medicilor și verdictul medicilor în dreptul mamei mele a fost unul crunt, a fost unul extrem de ciudat, a fost unul pe care nu ne l-am dorit să-l auzim. Ne-am urcat în mașină și am pornit spre Făget și în inima mea și în mintea mea era acela strigăt a acelei fete. M-am identificat cu ea și am început să strig în interiorul meu același lucru: Doamne, avem mare nevoie de Tine să nu ne lași, să-ți mai întinzi Tu mâna, să mai arăți că Tu poți. Să fii Dumnezeul care să-ți mai arăți puterea. Și inima mea a început să strige: Doamne, te rog să nu ne lași. Și a început să fie strigătul casei noastre și a început să fie strigătul care făcea parte din toate rugăciunile noastre. Și parcă nu ne mai puteam ruga altceva până nu spuneam asta: Doamne, te rugăm să nu ne lași. Pentru că uneori viața te poate duce într-un colț din ăsta în care puterile umane se duc. Nu mai ai nicio pârghie umană. Rămâne doar puterea lui Dumnezeu. Acolo cât ești de tare, de mare, de cum vreți dumneavoastră, acolo totul pălește când rămâne singura puterea lui Dumnezeu. Acolo totul pălește. Ei, dragii mei, de cumva anul 2024 ne duce și pe aici. În seara asta Dumnezeu vrea să ne pregătească și să ne învețe ce trebuie să facem ca strigătul ăla să fie auzit de Dumnezeu și la finalul lui 2024 să putem să spunem: Dumnezeu nu ne-a lăsat, Dumnezeu și-a întins mâna, Dumnezeu a rămas pentru noi o stâncă tare. Dă Dumnezeu omului timp să-și pregătească viața, să își asigure viața, dacă îmi permiteți, să-și analizeze viața și să-și pună viața în rânduială, ca atunci când poate vine un astfel de moment, repet încă o dată, să mă înțelegeți bine, pe care nu ne-l dorim și Dumnezeu să ne păzească de la predica asta, e preventivă. Ca atunci când poate vine un astfel de moment să putem să rămânem într-un echilibru frumos, să ne uităm în sus și să spunem: Doamne, te rog frumos să nu mă lași. Și să trăim cu acea siguranță: Dumnezeu a fost acela care nu ne-a lăsat. Atât de mult contează în viață. Nu e atât de... E foarte greu să ajungi în momente grele. E foarte greu. Dumnezeu să ne păzească. Dar e și mai greu când în momentele alea n-ai nicio pârghie, n-ai de ce să te agăți. E cumplit. Când în momentele alea ai, parcă nu mai ai nici măcar nădejdea că Dumnezeu măcar te ascultă. E groaznic. Când oamenii dau din numeri, când tot ce e uman se spulberă, când toată lumea zice nu se mai poate face nimic, să poți să mai ai acea siguranță și acea încredere: Dumnezeul meu încă mă mai aude și Dumnezeu nu o să mă lase. V-am mai spus-o și în alte conjuncturi, dar prinde bine. Când noi am ajuns cu Carina în spital și am ajuns la spital și o trebuie să o mute pe Carina dintr-un spital în altul, eram cu Andreea, cu sora Ela, care era cu noi, și la un moment dat când au scos-o din spitalul respectiv și au dus-o în celălalt spital, eu eram atât de dărâmat în inima mea, dădeau un pronostic destul de sumbru, medici, o trebuie să o mute de urgență, împingeau targa, au băgat-o în ambulanță și eram așa de bulversat oarecum și m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului. Era două noapte aproape, m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului, m-am pus acolo și mi-am zis: Doamne, te rog să nu mă lași. Și pe spatele meu am simțit o mână. În momentul ăla m-a cuprins o liniște extraordinară, n-am mai zis nimic, am stat preț de câteva momente. Era mâna paznicului. Am zis: paznicul, domnule, vă simțiți bine?
M-a văzut paznicul acolo după ghereta aia lui de termopar în disperarea mea și a zis: domnule, vă simțiți bine? M-am uitat, oi, paznicul, mă simt foarte bine, m-am urcat în mașină și am fugit și eu spre următorul spital. Știți ce m-am gândit pe la următorul spital? Păi da, cu o mână de om, care oarecum nu a putut să-mi facă mare lucru, știi? O mână de om care a fost doar așezată pe spatele meu preț de câteva secunde, mi-a dat acea liniște, bă, o să fie bine. M-am tot gândit de atunci încoace, când mâna lui Dumnezeu se așează pe viața unui om și acel om ajunge undeva în vale și de acolo din vale mai strigă: Doamne, te rog să nu mă lași! Și mai coboară prezența aceea extraordinară a lui Dumnezeu și îți mai spune: Dumnezeu, eu sunt cu tine, eu nu o să te las, vreau să rămân lângă tine. O, atunci se poate cânta cântarea că atunci când treci prin încercare, se uită alții la tine, la modul cum poți să mergi cu demnitate și spun în urma ta că ce Dumnezeu mare ai tu. La un moment dat, Moise îi spune lui Dumnezeu: Doamne, te rugăm să nu ne lași. A fost strigătul lui Moise. Cu un popor mare pe care l-a scos din țara Egiptului Dumnezeu, erau de 3 luni în pustia Sinai, în 3 luni nu te dezmeticești bine. 3 luni să te umbli pe acolo, să te plimbi, să nu știi încotro să o iei, ai ieșit din Egipt, ai plecat spre o țară, nu știi încotro să o iei, pustiu, totul e pustiu, umanul nu mai ajută la nimic, că totul e pustiu, nu poți să faci business acolo, nu poți să faci negoț, nu poți să-ți construiești casă în pustiu, nu poți să faci nimic, totul era pustiu. Și la un moment dat vine Moise și zice: Doamne, te rog din toată inima mea să nu ne lași, pentru că dacă tu ne lași, totul devine dezastru și nu mai vrem să plecăm de aici dacă tu nu pleci cu noi. Să nu ne las singuri, să nu ne las să plecăm singuri în 2024, să nu ne las să pornim anul ăsta singuri. O, și te rugăm să fii tu cu noi și permite-ți-mi să iau rugăciunea lui Moise și să o pun în generația noastră. Doamne, să nu ne lași nicio zi fără de tine și fără de a ta prezență, fără de călăuzirea ta, fără de îndurarea ta, fără de îndurările sfinte ale ta, să nu ne lași. Și asta era rugăciunea lui Moise. Și Moise a zis: Doamne, te rog să nu ne lași. Strigătul ăsta, numai un pic spus altfel, s-a auzit pe străzile din Erihon. Când orbul Bartimeu striga: Iisuse, fiul lui David, ai milă și de mine și să nu mă lași aici. Te rog, ai milă și de mine și nu mă lăsa. Și strigătul ăsta l-a făcut pe Iisus Hristos să se oprească, să-l cheme pe Bartimeu, să-i dea vederea de care avea nevoie și acest bărbat să meargă înainte cu multă bucurie. De strigătul ăsta, dacă vreți, a avut parte și Iair. Când se prăbușește înaintea lui Iisus Hristos și vine Iair și spune: te rog, nu mă lăsa, fiica mea e acasă, e pe moarte, te rog, nu mă lăsa! Mi-am imaginat fața lui Iair în momentul în care a venit slujitorul lui și a zis: lasă-l în pace, că a murit fata. N-are niciun rost. Și la un moment dat Domnul, atunci când parcă era totul pustiu pentru Iair, când totul era spulberat, când... Păi ce mai urmează după moarte? Mormântare. Atât. Și Domnul se uită la Iair și îi spune: Iair, nu te teme. Crede numai. Pentru că eu nu te las să te duci singur acasă. O să vin cu tine. Parcă era strigătul lui Iair: auzi, te rog, nu mă lăsa să mă duc singur acasă. Vino tu cu mine, dacă mă las să mă duc singur acasă, e dezastru. O, dacă vii tu cu mine, mai poate să mai fie biruință. Dragii mei, dacă Domnul va merge cu noi în anul 2024, acest an va rămâne un an al biruinței. Dacă acest strigăt să poată fi auzit de Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, toți îl vom avea. Într-o măsură mai mare, mai mică, într-un moment mai cumplit sau unul mai ușor, poate, dar strigătul ăsta, Doamne, nu mă lăsa, trebuie să facă parte din viața noastră. Doamne, nu mă lăsa, ca acest strigăt să poată să aibă efect, să fie auzit de Dumnezeu, omul trebuie să fie foarte atent la câteva aspecte, la câteva principii. Și ascultați primul principiu, ca Dumnezeu să-ți audă strigătul ăsta, Doamne, nu mă lăsa, în anul 2024, omul trebuie să fie atent la principiul rândurilor strânse. Și ascultați, fiți foarte atenți. Principiul ăsta a rândurilor strânse îl face pe Dumnezeu să producă unitatea perfectă și în unitate perfectă Dumnezeu aude glasul care se înalță.
De cele mai multe ori rugăciunile nu sunt ascultate și nu sunt auzite de Dumnezeu datorită lipsei de unitate. Uitați-vă de ce, spre exemplu, se spune, știți ce, când stăm, de exemplu, cu câte o familie care trebuie pusă la oaltă din nou, știți care sunt primele lucruri pe care eu îi întreb și alți frați, colegi, păstori? Primele lucruri pe care îi întreb, îmi zic, voi vă mai rugați împreună? Voi mai strângeți rândurile? Voi mai sunteți la oaltă? Voi mai aveți momentul ăsta comun, extraordinar? Și de cele mai multe ori, înspre aproape de 100%, spun oamenii, nu, noi nu mai facem asta de multă vreme și nu prea pot să mai continui în absolut nimic, că totul e în zadar, până când omul nu are puterea, disponibilitatea să strângă rândurile. Că doi oameni dezbinați, doi oameni care se ceartă și unul strigă din bucătărie și unul din sufragerie, pe ăla poate să vină la un milion de consilieri, că tot în divorț se duc. Dar doi oameni care au puterea să strângă rândurile, e un principiu obligatoriu. Acolo Dumnezeu deja activează ceva. Unde vede Dumnezeu rândurile strânse și unitatea făcută, acolo Dumnezeu aude strigătul. Biserica e locul unde oamenii trebuie să strângă rândurile. Și ascultați-mă. Când eu, fratele Sami, fratele Emma, fratele Nelu, oricare dintre noi, avem o problemă și mai ales dacă ajungem în momentele alea grele și ne strânge Domnul cu ușa când dă și cu orgoliul nostru de pământ să nu afle nimeni, prima reacție e, mă duc să le spun la frate să ne rugăm. Asta e prima reacție. Mă duc să dau un bilet la biserică. Mă duc să rog biserica să se roage. Asta e prima reacție. Imaginați-vă că aici, în biserica asta, oricare dintre noi putem să venim într-o situație limită în care umanul nu mai are nicio putere și rămâne doar Dumnezeu și vreți ca să strigăm către Domnul, Doamne, nu lăsa! Și vreți și vrem ca Dumnezeu să ne și asculte. Dar până în momentul ăla, Dumnezeu cere rândurile strânse. Biblia condamnă spărturile. Ba, dimpotrivă, Domnul spunea, găsesc un om să-l pun în spărtură. Imaginați-vă biserica ca o mânușă pe care o iei și o pui pe mână ca să te încălzească. Când într-un frig năpraznic ai mânuși pe mâini și parcă te poți să te încălzești, e foarte bine. Șosete de lână în picioare, la mâini și la picioare, dacă ești bine, nu răcești repede sau mai deloc. Ei, imaginați-vă că biserica e ca o mânușă pe care omul o pune pe mână să se încălzească. Iar această mânușă e compusă din noi, din toți. Fiecare la rândul lui e țesătura aia care încheagă mănușa asta. Dacă vreunul dintre noi, care are nevoie de căldura lui Dumnezeu în momentul greu al vieții, el lasă o spărtură în locul unde el trebuie să strângă rândurile. El lasă țesătura ruptă. Pur și simplu nu vrea să o strângă. Nu vrea el, păi nu mă interesează. Ei, când viața te pune într-un colț din ăla ciudat și vrei să strigi, Doamne, nu mă lăsa vie aici, în mănușa asta spartă și de tine. Și spui, Doamne, aduc căldura, și Domnul spune, așa aduce-o. Dar cel care a lăsat spărtura și vine frigul, ești tu, cum să o aduc? Exact cel care ai nevoie, ca Dumnezeu să pună căldura intervenției lui. Pentru că e atât de important ca oamenii să poată să fie acei care să strângă rândurile, să producă unitatea, să înțeleagă că n-are voie să lase niciun gram de spărtură sub nicio formă, că trebuie întotdeauna să fim una, 100% una. Hai să vă citesc din Biblie și ascultați. Domnul îi spune la Moise, Moise, eu merg cu voi, uite, eu merg cu voi, te ascult, Moise. Dar du-te și spune-le poporului următoarele și auziți, Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând, așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copilul lui Israel, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, că vine Domnul și spune că și tot pământul este al meu, adică pot să aleg pe oricine, le
spunea Domnul, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Și ascultați ce zice Biblia. Moise a venit de a chema pe bătânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Și ascultați ce face poporul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Și Moise a spus Domnului cuvintele poporului. S-a întors înapoi Moise și a zis, Doamne, știi ce a zis poporul? Că o să fim toți una, hai cu noi! Că a zis că toți o să fim una. Nu o să las un gram de spărtură. Asta e hotărârea poporului, Doamne. Poporul a spus că vom trăi la fel, vom lupta la fel, vom iubi la fel, vom alerga pentru împărăția ta la fel. Vom fi toți una, Doamne, hai cu noi! Că uite ce a zis poporul. Ascultați ce spune Domnului Moise când Moise spune, știi care e hotărârea noastră, Doamne? Să mergem toți una. Și Domnul, Exod capitolul 19 cu versetul 9, a zis lui Moise, ascultați, iată voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Hai să vă explic un principiu. În momentul în care ajungi la strâmtorare, cel mai plăcut sentiment e acela când, sau unul dintre cele mai plăcute sentimente e acela când frații vin la tine acasă, se roagă pentru tine, îți fac ungerea și parcă rămâne așa o liniște. Capeți o încredere că sunt oamenii lui Dumnezeu. La începutul sarcinii lui Andreea, care a fost foarte grea de dus și extrem de grea, i-am rugat pe frați să vină la noi acasă și au făcut o rugăciune și la un moment dat unii din frați îmi spuneau, fratele, noi n-am crezut că o să o găsim în starea asta. Era destul de greu de dus și eu am fost destul de plecat. Andreea îmi spunea la telefon, mai plângând de fiecare dată, te rog zile la frat să vină, hai să găsim o seară, te rog vino zile să vină, te rog zile să vină. Am prins o seară, ne-am dus cu câțiva frați, ne-am rugat. Când au plecat din casa noastră, sarcina a fost la fel de greu de dus. Dar peste noi a rămas o liniște extraordinară și parcă omenește a fost la fel de greu, dar parcă totuși mai ușor totuși de dus. Spunea Andreea, Malin, mă simt rău, dar parcă totuși nu mai am starea aia, nu știu, ciudat, paradoxal, ciudat. Ceva s-a schimbat, e altfel. Și mai apoi, zi cu zi, am văzut cum se ameliora starea Andreei și cum lucrurile mergeau înspre bine, înspre bine. Și ne-am gândit și m-am gândit și de atunci ce mult contează să poți să ai frați cu care să faci echipă, să poți să fii una, să nu vadă Dumnezeu nicio spărtură și când strigi către Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa, Dumnezeu să zic că am venit aici să nu te las. Acum hai să o pliem. Oricare dintre noi, dintre dumneavoastră, puteți aveți nevoie să luăm frații și să venim la dumneavoastră acasă să facem o rugăciune. Știți că până în momentul ăla Dumnezeu se uită la cât de tare a strâns rândurile? Știți că până în momentul ăla Dumnezeu se uită la cât de tare ați acoperit spărturile? Dumnezeu vine și spune, Moise, pentru că poporul ăsta a zis așa, noi vrem să îl ascultăm pe Dumnezeu și noi vrem să trăim pentru Dumnezeu, uite Moise, eu am să cobor ca oamenii să prindă încredere în tine. Știți unde vin oamenii? Vin la biserică. Ca oamenii să prindă încredere în biserică, în slujitorii lui Dumnezeu. Nu se prinde încredere pentru că pe mine mă cheamă Alin Nemes, pe el Samuel Merticaru, pe nu știu care. Nu așa se prinde încrederea. Cel care o lasă e Dumnezeu. Dar ascultați-mă bine, Dumnezeu o lasă încrederea în dreptul omului pentru trăirea omului. Noi de multe ori spunem așa, mă uit la fratele Sami și dacă e un predică, mă te iau pe tine, te super pe mine. Bă, dacă predică bine, dacă e un om al lui Dumnezeu, dacă e un om extraordinar, eu prind încredere în el. Și te trezești că la un moment dat, da, e exact așa cum eu v-am spus. Predică bine, e un om al lui Dumnezeu, un om extraordinar, un om echilibrat și la un moment dat vine la mine acasă că eu am nevoie și eu totuși tot tremur de frică. Nu-mi capăt liniștea, nu-mi capăt pacea. Și știți ce face omul? Păi da, bă, dar nu el omul Domnului. Și Domnul zice, na. Oh, când se duce el în casa unuia care o strâns rândurile, atmosfera e alta. Problema e nu la el, e la ăla care nu o strâns rândurile. De ce credeți că Domnul l-a trimis pe Moise? Du-te și discută cu poporul. Vrea poporul să fiți una.
Și vine Moise și spune, Doamne, știi ce a zis tot poporul? Că toți vom fi una. Și atunci Domnul zice, bine Moise, oamenii ăștia au nevoie de încredere, că tu trebuie să-i duci înainte. Ăștia trebuie să vină după tine. Ăștia trebuie să se încoloneze 10 de ani prin pustie. Păi dacă nu au încredere în tine, nu se mai încolonează nimeni, să risipește tot poporul. Moise, îți dai seama ce dezastru e? Da, Doamne, eu mă pun la dispoziție. Uite, oameni, colegii mei, acțiunea, stăm înaintea ta. Pune tu oamenilor să te creadă pe tine și noi care suntem solii tăi. Și la un moment dat Dumnezeu spune, da, pentru faptul că oamenii au zis că vor strânge rândurile. Vor pune în ei încrederea că voi merge cu voi. Știți ce mult contează să trăiești plin de încredere? Că Dumnezeu rămâne lângă tine? Să poți să strângi rândul, să trăiești cu o unitate frumoasă aici, în biserică. Și atunci când viața aduce momentul ăla nedorit, să vii aici, plin de încredere, că pe frații tăi, cu care tu strângi rândurile, Dumnezeu îi ascultă. Și pleci acasă și le spui copiilor, știi, n-avem soluție, de eu m-am rugat cu frații la biserică. Și frații au strâns rândurile în jur și în jurul nostru. Și uite-te, s-au rugat și am strigat către Domnul toți. Și eu cred că Dumnezeu va fi acela care va merge și cu noi. Știi ce se întâmplă în casa aia? Pentru că copilul vede pe tata, tata o strâns rândul, mama o strâns rândurile, mama și cu tati nu o lăsa spărtură. Întotdeauna au fost oameni care au ținut acolo la voia lui Dumnezeu, la trăirea lui Dumnezeu, au luptat pentru închegarea lucrării lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă când în acea casă se consolidează încrederea? Dumnezeul nostru nu ne lasă. E atât de mare nevoie, dragii mei, de aspectul ăsta pentru toți acei care vor ca Dumnezeu să le asculte strigătul, Doamne, nu mă lăsa. 2. Un al doilea principiu pe care omul trebuie să-l ia în viață ca să poată să aibă parte de acest strigăt ascultat, ascultați-mă, e principiul pocăinței publice. Un aspect foarte, din ce în ce tot mai pierdut. Oamenii astăzi, și veți vedea exemplu din Biblie, am să vă dau exemplu din Biblie, să rămânem pe Scriptură, oamenilor astăzi le e din ce în ce tot mai greu să-și arate pocăința lor publică. E trendul în care spui, eu am stat acolo, eu cu Dumnezeu, mi-am cerut iertare, am zis lui Dumnezeu că-s bine, am venit și mai apoi totul e foarte bine. Dar eu nu contest. Eu nu contest că Dumnezeu, nu contest asta, că nu coboară. E Dumnezeu, e suveran, face ce vrea El. În schimb, dragii mei, când veți vedea în Scriptură o pocăință publică, vă veți putea uita și urmări și biruințe extraordinare. De-aia spuneți-mi dumneavoastră, dacă Petru plângea în surdină, dacă Petru se trăgea la un moment dat după lepădarea lui de Hristos undeva într-un colț, își dădea așa două palme, bă, trezește-te mă, ce ai făcut mă, dar Domnul e bun, mă iartă, o să fie bine, de astăzi nu mai fac, mă duc înainte. Oare era tot la fel de bine primit? Specifică Biblia un aspect extrem de important. Petru a început să plângă cu amar, plânsul ăla cu amar a fost văzut de toți. Plânsul cu amar al pocăinței noastre nu prea avem să-l vadă nimeni. La un moment dat a trebuit să stau de vorbă cu câțiva frați, unii s-au supărat unii pe alții, unul până la urmă a realizat ce-a făcut și a zis, trebuie să-mi cer iertare. Și am zis, mă, e onorabil să faci asta, e onorabil, nu fii atent, zice, fii atent cum facem. Tu-l chemi, dar frate Alin, fii atent, încercăm așa, fii atent, tu-l chemi și atunci mă suni și când îl chem vin și eu și când apar și eu, tu aduci discuția și când aduci discuția tu mă încolțești așa cumva și eu o să zic da, îmi pare și mi-e rău și îmi cer iertare. Serios, bă, tu mă crezi pe mine pe căliciu de serviciu? Hai să fac eu cu tine combinație. Dar n-ai puterea să te duci să-ți ceri iertare? N-ai puterea să-ți arăți pocăința ta publică? Să-i spui, stai să-ți explic ceva. Uite, îmi pare rău. Când Dumnezeu găsește un om care are puterea, să se... știți de ce noi, evangheliștii, că noi toți suntem acuzați de alții, bă, evangheliștii, știți de ce îi chemăm pe oameni în față? E un moment extrem de special. Când omul are puterea să-și arate pocăința publică, am nevoie de Dumnezeu. E foarte special momentul ăla.
E o luptă enormă. Întrebați-i pe oamenii care au ieșit-o în față așa mai de mult și s-au întors la Domnul să vă spună, știți ce s-a luptat în mine? Era o luptă enormă, a fost o luptă, pentru că e o luptă. Să ai puterea să arăți public, eu am nevoie de Dumnezeu, e o luptă mare. Cheamă-i pe oameni ca Dumnezeu să le vindece bolile, să le ierte datoriile, să intervină, să-și mărite fetele și să-și înșoară pruncii. Sunt mulți, buluc, și eu am nevoie, și eu am nevoie, și eu am nevoie. Dar cheamă-i pe oameni și spune-le, vrea cineva să se pocăiască. Că, o să vedeți, pentru că oamenilor le e greu să-și mai arate pocăința publică. Hai să vă dau un exemplu din Scriptură de o pocăință publică excepțională, Ninivenii. Tocmai de-aia la un moment dat zice Biblia că bărbații din Ninivei vor judeca pe alții. Vă imaginați că niște oameni răi din calea afară de a ajuns răutatea lor până la Dumnezeu, până într-acolo încât l-au mâniat pe Dumnezeu, datorită unei pocăințe publice, vădite, asumate, nu conta că îi vedeau celelalte popoare. O zis Domnul, bărbații ăștia într-o zi vor judeca pe alții. La un moment dat, hai să vă citesc din Biblie. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un poș și s-au îmbrăcat cu saci. De la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive. Aspectul ăsta pe mine mă... Urmează oamenii, băi, auziți ce s-a întâmplat? Bă, vine război, vine război, vine război. Imaginați-vă ce forfot a fost în cetate de a ajuns până la urechile împăratului. Când a ajuns la urechile împăratului, a fost totul foarte public. Ascultați ce zice Biblia. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Ascultați! Și a trimis să se dea de știre Ninive din porunca împăratului. O zis împăratul, pocăința noastră o facem publică. Dar împărate, stau paparații de la ceilalte popoare, se uită la noi, cum ne smerim noi chiar în halul ăsta, cum ne pocăim noi chiar în halul ăsta, nu putem chiar așa. Și împăratul a zis, oameni buni, știți ce ne interesează pe noi? Să ne asculte Dumnezeu glasul, Doamne, nu ne lăsa. O să asta ne interesează pe noi. Lasă-ne să ne arătăm pocăința publică, avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Lasă să se vadă asta în viața noastră, în trăirea noastră, prin ce facem noi, prin ce spunem noi. Să strângem rândurile în jurul pocăinței și să ne pară rău de trecutul nostru și să trăim în prezent cu demnitate și cu foarte multă atenție. Ascultați-mă bine, viața se trăiește fără radieră. N-ai gumă de șters la viață. În momentul în care atenția a dispărut, tot ce ai scris rămâne. Nu mai poți să mai ștergi niciodată. Tocmai de aia Domnul spune, strângeți rândurile în jurul sfințeniei, ca să nu vă fie niciodată rușine de nicio zi, de nicio clipă, de niciun minut. Stați cu demnitate. Arătați în mod public că aveți nevoie de pocăință înaintea lui Dumnezeu, că ea trebuie menținută. Spuneți-le și altora, avem nevoie de Dumnezeu din toată inima, de aia mă țin strâns legat de El. Principiul acesta, dragii mei, e din ce în ce tot mai pierdut în generația noastră. Oamenii vor să se pochească, dar așa pascuns. O venit la un moment dat cineva la mine și o zis, auzi, eu vreau să mă botez. Vreau să mă botez, dar numai un singur lucru, te rog. Hai și botează-mă acasă. Om în puterea vârstei, tare, ca tancul. Te rog, botează. Păi, dar de ce? Te rog, botează-mă acasă. Păi, dar stai puțin, de ce? Botezăm acasă un om care nu-l putem lua. Și acolo facem toate eforturile. De când chiar ajungem la concluzia, bă, nu poate fi nici transportat, nici nu mai rezistă. Bun, bă, alegem, luăm și decizia asta, facem și lucrul ăsta. Dar tu ești dita mai bărbatul, mă, tu ești dita mai omul. Nu, mă, te rog, ascult, nu, că nu vreau să vadă ăștia. Serios? Și tu vrei să mergi în cer? Pe bune. Dumnezeu îi caută pe oamenii care au puterea pocăinței asumate, publice, ca Ninivenii. Sacul, cenușa, pocăința, atât. E partea noastră. Când oamenii strâng rânduri în jurul pocăinței, facem un exercițiu de imaginație. 700-800 de oameni strâng rânduri în jurul pocăinței și spun, noi nu avem alt scop în viață decât să ne pocăim în fiecare zi mai tare și mai tare. La unul dintre acei oameni îi duce viața prin vale. Toți au scurândurile strânse, cu unitate, cu pocăință, văzută de oameni. În văzul oamenilor, fără nicio problemă, da, îl iubesc pe Dumnezeu, mă căiesc în fiecare zi, îmi cer iertare de la Dumnezeu, trăiesc pentru Dumnezeu în fiecare zi. Și cineva dintre noi ajunge și prin vale. Și acel cineva vine aici între oamenii ăștia care strâng rândurile în jurul pocăinței. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ascultă Dumnezeu?
indiscutabil. Dumnezeu știe ce spune. V-am purtat pe brațe și încă vreau să vă mai port. Eu mai vreau, zice Dumnezeu. Păi eu mai vreau, eu îmi doresc. Eu mai vreau să vă mai port, dar voi lăsați mănușa spartă. V-am dat căldură divină, căldură dumnezeiască și părintească. Vreau să vă mai dau, dar voi lăsați mănușa spartă. Și înghețați de frig, de frigul fricii, de frigul stresului, de frigul momentelor în care nu știi încotro să o iei. Eu vreau să vă dau prezența mea, ar zice Dumnezeu, v-am purtat și vreau să vă mai port. Dar strângeți rândurile, aveți puterea să arătăm în 2024, în fiecare zi, că noi ne pocăim mai mult și mai mult și mai mult. Doamne ajută-ne! Și în ultimul rând, în al treilea principiu, dragii mei, care îl face pe Dumnezeu să ne asculte strigătul, Doamne, nu mă lăsa, e următorul. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Apocalipsa capitolul 3 arată biserica din Filadelfia care are momentele ei. Dar ascultați ce îi spune la un moment dat Domnul. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, ascultați. Și eu te voi păzi de ceasul încercării. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, zicea Domnul, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului, dar mă întorc la mijlocul versetului, dar pe tine te voi păzi. Ție îți voi asculta strigătul, Doamne, nu mă lăsa. Dar de ce? Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Când Dumnezeu găsește un om care păzește principiul ăsta al Bibliei și spune, măi, eu trebuie să fiu foarte atent să nu ies din Scriptură. Și la un moment dat te duci acasă și trebuie să porți o discuție cu soția și te pui la masă sau intri în casă și, no, firea-i fire, la un moment dat și totuși ți-aduci aminte, stai un pic că vor veni momentele când voi striga, Doamne, nu mă lăsa. Și în momentul ăla vreau ca Dumnezeu să mă asculte, deci ceea ce înseamnă că eu trebuie să-mi arăt pocăința mea publică și în casă, că e public. A, trebuie să vadă nevastă mea că eu sunt foarte pocăit, da, ok. Și trebuie să păzesc Biblia, da. Și trebuie să am atitudini care rămân aici, da. Te înmoi. Dacă ai ceva în cap, te înmoi. În secunda doi. Și zici, bă, n-am cum. Că îl pierd pe Dumnezeu. Când nu mai păzesc principiul Bibliei, îl pierd pe Dumnezeu, n-am cum. Eu n-am cum să suport o discuție tensionată. Eu n-am cum să port o discuție cu ton ridicat. Eu n-am cum să port, nu știu, o pică, o ranchiună, nu știu, puneți dumneavoastră. N-am cum, de ce? Că nu mai păzesc cuvântul ăsta. Știți ce zice cuvântul ăsta? Să ne iubim prietenii. Tătă zoa beau ca făcut ei. Sunt prietenii mei. Pe cum să ne iubești? Mereu la o ciorbă, mereu, hai, ne adunăm, hai să plecăm, unde să mâncăm? Dacă unii ori să mai stăm împreună, Lugo, hai la Lugo, hai acolo, hai, nu contează, hai să... Știți? Dar vine Biblia și spune, de iubește-ți dușmanii. Ia plimbă-te cu ei până la București și înapoi. Ia vă o plimbare cu ei, ia-i cu tine în concediu. Ei, când poți să faci asta, păzești Biblia. Când începi să păzești ce Dumnezeu a lăsat aici... Și când începi să lupți, să păzești tot ce Hristos a lăsat în Scriptură, asta înseamnă pocăință publică. Păi te văd, Doamne, că tu păzești, n-ai cum să te ascunzi. Când vrei să păzești tot ce Domnul a lăsat în Biblie, asta înseamnă pocăință publică. Tu le arăți la toți că tu vrei să te pocăiești. Mai mult și mai mult și în fiecare zi. O să cântăm o cântare la final care spune 1000 să cadă. Și 10.000 să se întâmple orice s-ar întâmpla. Dar tu rămâi așa. Pentru că tu te uiți în sus și spui, Doamne, te rog să nu mă lași. Oh, și-ți fiind copii la un moment dat și-ți întorc spatele și n-ai ce să le mai faci. Și pur și simplu copilul tău zice, mamă, lasă-mă, tu cu a tale, eu cu a mea, merg în drumul tău. Și la un moment dat rămâi legat de mâini, tu ca tată și tu ca și mamă. Și nu mai ai ce să mai faci. Știi că se duce și se prăbușește viața lui. Și zici, Doamne, nu mă lăsa, fă ceva și pentru al meu. Și simți acea prezență divină care îți face o cercetare rapidă. Auzi, ți-ai arătat pocăința publică?
Și vine acea cercetare extraordinară a lui Dumnezeu și zice, auzi, ai fost omul care ai strâns rândurile. Și vine Dumnezeu și face cercetarea aia, auzi, ai rămas în spărtură sau ai lăsat locul gol al pocăinței tale. Vine Domnul și spune, ai păzit cuvântul răbdării, ai mai răbdat? Ei, când face Domnul cercetarea asta și le găsește pe toate bifate, da, Doamne, da, Doamne, m-am luptat, am strâns rândurile, am făcut echipă cu oamenii, am ținut la unitate, am fost omul care am luptat pentru cauza Evangheliei, Doamne, da, am strâns rândurile, cercetează Tu trecutul meu, da, Doamne. Am fost omul care le-am arătat altora că eu mă pocăiesc în fiecare zi, că nu e o problemă să fac asta, că e o onoare. Da, Doamne, am păzit cuvântul răbdării Tale, am răbdat și nu a fost ușor să răbd, am răbdat. Și mai apoi simți acea liniște, nu mai poți să stai cu mâna pe copil, că s-o dus. Mai apoi simți acea liniște extraordinară, rămân lângă tine. Matei, hai un pic aici. Uitați-vă la Matei. Știți ce i-a spus la taică-s-o când a venit pe bancă? Domnul să te binecuvinteze. Bravo, Matei. Știți ce îmi zice de câte ori mă întâlnesc cu el? Frate Alin, când vii la noi să mâncăm o pizza? Știți care e una din durerile mele? Aici se cântă, se predică, se aduc jertfe, termină, din sală nu se aude nimic. Matei le-a dat clasă la mulți astăzi. Am stat cu câțiva frați de vorbă și am zis, bă, ce să facem? E atât de important ca să se mai audă în biserică un amin, un aleluia, un Dumnezeu să vă binecuvinteze, slăvit să fie Domnul. Bă, uneori în mormânt, ce să facem? Și am discutat cu frații și am zis, bă, când nu zic frații, Domnul să te binecuvinteze, îi punem să aplaude. La care vă băgați? La aplauze sau să ziceți Domnul să binecuvinteze? Știți că uneori cât e de ciudat, de greu? Știți uneori cât e de ciudat când oamenii nu mai știu să-și facă partea? Știți? Matei, și pe tine Dumnezeu să te binecuvinteze. Și la un moment dat când viața te duce în momentul ăla în care copilul îți pleacă de sub mâini, nu-ți mai zice Domnul să te binecuvinteze. Îți închide telefonul în față. În momentul ăla, dragii mei, să poți să te mai prăbușești să spui, Doamne, mă mai asculți? Mă mai auzi? Mai privești înspre mine? Dumnezeu să te asculte. Biserica e frata. Noi vrem să trăim în așa fel, încât atunci când viața poate ne duce în colțuri pe care nu ni le dorim și trebuie să strigăm, Doamne, nu ne lăsa, Dumnezeu să ne asculte. Amin. Dumnezeu să ia aminte. Amin. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Și în seara asta putem să-i spunem Domnului în rugăciunea noastră, Doamne, noi vrem să trăim cu acea bucurie că și de vor cădea 1000 la într-o parte, 10.000 în alta, Tu rămâi Dumnezeul care nu ne lași. Tu rămâi Dumnezeul nostru. Nu ne lăsa să plecăm singuri. Dacă Tu nu vii cu noi, în 2024 nu ne lăsa. Hai cu noi! Nu ne lăsa! Pentru că promitem că vom strânge rândurile. Pentru că promitem că o să ne facem partea, ca Evanghelia Sfântă să meargă înainte. Pentru că promitem că o să ne jertfim mai tare, Doamne, în 2024. Pentru că promitem că o să ne punem la dispoziția Ta mai puternic, Doamne. Pentru că promitem că Tu o să fii pe primul loc și pocăința noastră va fi în fiecare zi vădită și dovedită. Că Tu rămâi suveran în viața noastră. Doamne, promitem că vom păstra cuvântul răbdării Tale. Îl vom păzi. O, dragii mei, când în Efrata se vor strânge rândurile în felul ăsta, aici se vor scrie istorie frumoasă. Aici se vor mai striga biruințele lui Dumnezeu. Aici se va spune, Dumnezeu e mare. Toți vom beneficia de asta. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să cântăm cântarea asta la final, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt poate să spună, știu că Tu vii cu mine. Știu că Tu nu mă lași. Știu că Tu rămâi un Dumnezeu mare. În seara asta, dragii mei,
Dumnezeu e prezent aici la Efrata. Se uită la inimile noastre, la viețile noastre, la viitorul nostru. Și vrea să primească jurința noastră. Doamne, promitem că vom trăi așa. Că atunci când spunem, Doamne, Te rugăm să nu ne lași, să coboare Cel Atotputernic și biruința să se vadă în viața noastră. Haideți să cântăm din toată inima și Dumnezeu să primească închinarea noastră.